Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. De formatori din domeniul agricol vor participa în perioada 19-21 iulie la un program de instruire, irigare la scară mică și practici de agricultură adaptive la schimbările de climă, în cadrul proiectului Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale, implementat de Asociația Națională de Dezvoltare Rurală și finanțat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. Directorul de programe, cât și liderul de echipă AXA, Anatolie Fala, a declarat că scopul de bază a instruirilor este formarea profesională a consultanților regionali, care, la rândul lor, vor lucra la instruirea fermierilor în domeniul irigării, acceselor la sursele de finanțare, inclusiv pregătirea pachetelor de aplicații la granturile oferite de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. Instruirile sunt pe parcurs la 3 zile, au aspect atât teoretic cât și practic, deci 5 module de instruire. Am dat start astăzi cu modulul ce ține de economie în agricultură și acces la surse de finanțare. Ulterior, într-a două jumătate zilei, va fi desfășurat modulul de agricultură adaptivă sau cum fermierii ar trebui să reacționeze, deci să-și modifice producerea, tehnologiile, în dependență de acțiunea factorilor de mediu, astfel că să aibă și producții calitative, cât și cantitative sau recolte bogate. În cea de-a doua zi de instruire, formatorii se vor deplasa în teren pentru a face cunoștință cu aspectele practice în utilizarea eficientă a sistemelor de irigare. Noi, practic, vom demonstra sistemele de irigare prin microaspersiuni cu deplasare manuală, irigare prin picurare pentru plantații de struguri de masă, pentru plantații de căpșuni și nemijlocit irigarea la culturile legumicole, la fel cu sisteme prin aspersiuni, sisteme de irigare prin aspersiuni. Împreună cu acești consultanți, care la rândul lor sunt la fel și fermieri, deci vom face diferite măsurări a umidității solului, a determinarea momentului optim pentru irigare și care ar trebui să fie normele de irigare, fiindcă apa costă bani, deci costă pomparea apei, sunt cheltuieli energetice și în final asta influențează la prețul de cost a producției. În cele din urmă, formatorii vor fi inițiați în subiectele de raportare contabilă și marketingul agricol în valorificarea producției hortilegumicole. Vom dezvolta subiectele ce țin de contabilitate și raportarea fiscală și momentele care sunt legate de modul de evidență în partidă simplă pentru gospodăriile țărănești, dar și pentru societăți cu responsabilitate limitată, iar într-a două jumătate a zile vom avea subiectele ce țin de marketingul asigurării cu mijloace de producție, ceea ce e legat de valorificarea producției pe piața internă, inclusiv premize pentru export. La finele instruirii va fi o totalizare și un test în baza căror Unitatea de Implementare a Proiectelor IFAD și AXA vor elibera certificate de participare și de formare de formatori. Unul dintre formatorii care participă la cursul de instruire este Victor Bărnaz, fermier din satul Chetrosu, raionul Drochia. El a menționat că cunoaște din propria experiență toate aspectele ce țin de instalarea și întreținerea sistemelor de irigare. De aceea este pregătit să ofere servicii de consultanță și altor agricultori care vor solicita sprijin. Ca fermier, eu cultiv struguri și căpșune, legume în sistem ecologic. O parte sunt pe teren protejat, o parte pe teren deschis și de-a lungul anilor am înțeles că principalul motiv pentru a produce o roadă bună și calitativă și bogată este sistemul de irigare.
În viziunea lui Victor Bârnaz, cei mai vulnerabili în domeniul agriculturii sunt tinerii, care planifică sau deja au inițiat o afacere în domeniu. Din acest motiv, ei sunt prima categorie care necesită sprijin din partea colegilor mai experimentați. Îi văd pe tinerii care vin cu scânteie în ochi să fac ceva. Și dacă nu au cunoștință și practică, atunci el se descurajează din primul an de activitate. Așa că noi trebuie să-i calculăm tot ce are de implementat, ce inputuri trebuie pentru agricultură, ca să-și poată planifica corect afacerea și să o ia de la suprafețe mici. Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale, finanțat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, a fost lansat în anul 2021. Obiectivul de bază al acestuia este de a permite agricultorilor din mediul rural, în special tinerii, femeile și micii fermieri, să își crească capacitatea de producție, rezistență la riscurile economice, de mediu și climatice. De asemenea, a asigura accesul acestora la piețe de desfacere. Pe parcursul ultimilor 20 de ani, în țara noastră au fost înregistrate cel puțin 7 secete devastatoare și severe, care au afectat între 50-75% din teritoriul țării și au compromis între 40-70% din producțiile culturilor agricole. Anularea legii care obligă magazinele să expună pe raft 50% din produsele autohtone devine tot mai discutată. Motivul ar fi atât lipsa unei piețe de desfacere pentru unii agricultori, cât și multiplele crize din domeniu, care ar putea duce la faliment micii producători agricoli. În acest context, membrii partidelor extraparlamentare declară că de vină ar fi lipsa unui plan concret de negocieri cu partenerii externi. În cadrul emisiunii Actualitatea la Raport de la AgroTV, președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, a declarat că un motiv care stă la baza nesoluționării aceste probleme sunt condițiile impuse de Uniunea Europeană. Când noi tot ne plângem sau că vrem să exportăm mai mult în Uniunea Europeană sau pe plan internațional și Uniunea Europeană spune ok, atunci trebuie să anulați aceste legi restrictive, că și poate cineva vrea să exporte în Republica Moldova anumite, nu, vorbim în primul rând de produse alimentare în special. Și atunci ce se întâmplă? Statul la ora actuală nu are voie să facă să impună aceste restricții sau condiții pentru lanțurile de magazine, pentru că ar fi cumva acuzat de discriminare față de agenții sau de exportatorii străini. La rândul său, secretarul general al formațiunii Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, Igor Clipi, a menționat că există mai multe variante de soluționare a problemei care ar fi în beneficiul producătorilor agricoli. Există un milion de variante de politici care permit agricultorului sau antreprenorului să-și dezvolte activitatea. Dacă noi vorbim despre subvenționarea agriculturii, deci toată agricultura europeană este subvenționată, deci care e condiționalitate? Deci este vorba despre modalitatea de a aborda problema. Deci asta e simplu. Asta, hai să pornim de la ideea că cei care au inițiat acest proiect de lege nu erau mai puțin competenți în domeniul relațiilor cu Uniunea Europeană decât sunt cei care au, așa cumva pe ascuns, în tăcere, l-au suspendat. Deci, în cazul dat, este vorba de o abordare. Igor Clipi a mai menționat că una dintre soluții ar fi crearea unui grup de lucru care ar stabili un plan concret de negocieri cu partenerii externi. Noi trebuie să vedem foarte clar ce vrem să negociem cu Uniunea Europeană. Și să pregătim persoanele pentru că dacă ați poți negocia cu Uniunea Europeană ceva, trebuie să ai politici până la negociere, să-ți dezvolți ramuri din economie, să planifici care este zona ta de interes. Pentru că dacă înțeleg, eu nu sunt agricultor, dar din când înțeleg, ultimii ani în Republica Moldova sau asolamentul deja riscă să dispară definitiv. Sunt ramuri sau domenii sau cum să spun eu, lucruri care nu le mai semănă. În cadrul aceleiași emisiuni, membrii partidelor extraparlamentare au vorbit nu doar despre comunicarea defectuoasă dintre instituțiile statului cu partenerii externi, dar și cu agricultorii autohtoni. În opinia lor, majoritatea fermierilor nu au acces ori nu sunt informați privind subvenționarea afacerilor lor. Noi, iată, chiar am vorbit cu o lună în urmă, am fost la Nord și ne-am întâlnit cu agricultorii și îi spun, iată, noi nu înțelegem unde să mergem. De unde să scriem proiectele, unde să aplicăm pentru granturi, pentru fonduri, pentru că
cei mai șmecheri, mai deschiși, mai așa, mai, care mai știu limbi străine, care au fost după hotare, știu foarte bine, vedem aceste livezi minunate din nordul țării, cu plase anti-grindin, cu energie regenerabilă, sunt absolut superbe și sunt compensate din banii veniți de la partenerii externi. Pe când alți agricultori, să spunem așa, mai de școală veche, care ar vrea să fie în pas cu acest progres tehnico-științific, ei efectiv nu știu unde să meargă. Deci oamenii trebuie informați. Exact. Anual, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii vin cu zeci de proiecte și programe de finanțare a agriculturii, dezvoltării rurale și a mediului. Toate acestea vin să dezvolte, modernizeze și să alinieze Republica Moldova la standardele europene. Timpul liber este un factor important pentru socialul uman, dar și pentru nivelul sănătății psihice. De aceea, odihna nu poate fi neglijată. Majoritatea moldovenilor preferă să-și petreacă timpul liber alături de familie, prieteni, colegi, să facă plimbări în aer liber. Totodată, mulți dintre ei merg în parcuri de distracții, localuri sau la ștranduri, unde se distrează împreună cu cei dragi. Am încercat să aflăm de la chișinăuieni ce preferă să facă în timpul liber. În grădină. Culesul fructelor, ieșim la plimbare, prin parc. Da, cât timp vă ia? Ce avea, activitățile. Activitățile? Nu, două, trei ore, așa, cu plimbările. Weekend cu prietenii, familia, acasă, la aer curat, noi pe casă, pe pământ și avem unde ne odihne. Timpul liber mai citesc câteodată, cam rar. Ochii cam nu prea văd acum bine. Și la grădină mai stau, mai mă ocup cu grădinării pe acasă. Păi dacă sunt de acum, iată, sunt 80, care timp acolo poate mai fi de acum? Dar în weekend ce preferați să faceți? În weekend stau cu soția, cu nepoții. E timpul liber, trec cu nepoții. Dar ce activități practicați și când tip vă ia la aceste activități? La topogane, cu dânsul ne plimblăm, așa, câte o leacă, așa nimic. În afară de nepoți, n-am cu cine. Trebuie să am grijă de dânsii, părinții sunt la lucru, lucrează. Adică nu peste o tare, dar aici pe loc lucrează. Numeroase studii au relevat faptul că persoanele care își stabilesc obiectivele cu privire la petrecerea timpului liber sunt mai bine dispuse decât cele care nu o fac. Deși poate părea contraintuitiv, stând degeaba și ne făcând nimic, nu ne putem încărca mai bine bateriile decât atunci când facem ceva ce ne-am propus. La vârsta mea, timpul liber, mai mult mă odihnesc. De lucrat nu lucrez, că suntem bătrân. 85 de ani am și am lucrat ca medic, dar amudeamă nu lucrez. Da, vă spun ce fac eu. Piciorul meu construiește casă și eu în fiecare zi mă duc acolo, de o plimbare. Tă eu mă duc de la ora 9 și ia că până am 8, până la ora 12:30, la 1. Și acolo mă uit numai ce fac, mă odihnesc, mă mai încolo, încoace. Un weekend nu mă duc nicăieri. Deodată am rămas singurel, soția 3 ani în urmă s-a dus acolo unde să-ți duc drepții și eu am rămas singurel. Nu, să nu credeți că eu sunt singur. Eu am picior, am nepoate și am 2-3 nepoți. Și cu dinșii mă joc, dar ei nu sunt cu mine, ei au apartamentul lor. Când ne întâlnim sau când ne mai ducem la dânsi, ori la noi. Eu lucrez la liceul Mihai Viteazu, ca director de gospodărie. Și îmi petrec timpul acolo. Și majoritatea timpului acolo? La lucru. Și acasă. În weekend, cu nepoții. Vă petreceți timpul cu familia? Cu familia, adică eu singură. Soțul de ce, da? Deși planificarea timpului liber ne poate ajuta să eliberăm stresul și să ne bine dispunem, dacă doriți să aveți succes în viață, trebuie să acordați prioritate relațiilor personale, legătura cu prietenii și membrii familiei.
Zeci de lăcuste au invadat lanuri de floarea soarelui, soia și porumb ale unui agricultor din raionul Sângerei. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a fost sesizată despre acest lucru, iar ulterior, inspectorii s-au deplasat la fața locului pentru a constata cazul și a preleva probe. Potrivit responsabililor, s-au aplicat măsurile necesare pentru combaterea insectei, iar în urma investigațiilor de laborator s-a constatat că este vorba de specia Calyptamus italicus sau lăcusta italiană. Calyptamus italicus se găsește în Europa de Vest și Asia Centrală. Lăcusta se extinde din Africa de Nord și țările care se învecinează cu Marea Mediterană până în Europa Centrală, Asia Centrală, Mongolia și vestul Siberiei. Aceste lăcuste pot fi întâlnite din iulie până în octombrie. Se dezvoltă în habitate calde și uscate, cu acoperire de vegetație rară, cum ar fi pajii și stepe stâncoase, cariere vechi, gropi de pietriș, zone presărate cu stâncă de lângă râuri. Apare în mod normal la densități mici în pajiști rare, netulburate, dar dispar atunci când terenul este cultivat, afirmă specialiștii ANSA. În cazul sesizării acestor dăunători, specialiștii recomandă efectuarea tratamentelor cu insecticide specifice și solicită agricultorilor să supravegheze terenurile cultivate. Potrivit legislației țării noastre, responsabilii de măsurile fitosanitare de protejare și prevenirea invaziei de insecte sunt operatorii din domeniul agroalimentar și APL-urile regionale. O problemă presantă și extrem deosebită în Republica Moldova reprezintă situația medicală din satele țării. Chiar dacă unele localități se bucură de servicii pentru sănătate calitative și dispun de farmacii în apropiere, altele nu au nici măcar un simplu punct medical. Atunci când este vorba despre vizite regulate la medic, moldovenii sunt destul de reticenți la acest capitol. Majoritatea oamenilor aleg să meargă în ultimul moment la doctor, iar rare ori mai trec pe acolo pentru controle de rutină. Când ați fost ultima oară la medic? 2-3 luni în urmă. Acum e vorba moldovanului, atunci când ajungi funia la gât, atunci medic și ne ducem. O, doamne, am uitat. Din matică în 2015. Pentru sătenii care se află în apropiere de capitală, starea serviciilor medicale este mai înaltă. Însă, pentru cei care se află în raioane, situația este una precară. Nu, fiindcă multe, chiar și aceleași unele investigații se fac în oraș, la policlinicile din oraș. Nu avem medici de profil, am în vedere cardiolog, neurolog și așa mai departe. Aici numai medicul de familie. Sunt în anumite cazuri greu, deoarece depinde și de câți bolnavi avem în localitate, sunt momente care veni și mai greu, dar în mare parte vin rapid, în 10-15 minute este la solicitant. N-aș spune. Fiecare dată eu întrebuie și la premier, cum să spun eu, la picioare întrebuie și de asta, picurătură, pasament, chipul să fac acolo, zi. Și aici, nu știu dacă fac la noi, nu m-a trebuit să la spital, la oraș. Un alt impediment pentru moldovenii noștri reprezintă prețurile înalte la medicamente care nu de fiecare dată se găsesc, iar cetățenii sunt nevoiți deseori să meargă în alte localități pentru a le procura. Mai mergem și în alte localități, fiindcă câteodată, depinde de felul de medicament, e posibil să nu-l găsim în farmacia noastră. Și mai apelăm în oraș. După salariile și pensiile noastre sunt destul de ridicate. Foarte tare. Cum a fost, eu cu mă ungă la chișoare cu asta, un sor Levo Micole, au fost 20 de lei și 10 bănuți, dar 260, 280 de lei. Totodată o provocare reprezintă echipamentele medicale. Lipsa dotărilor și insuficiența echipamentelor moderne face ca diagnosticul și tratamentul să fie dificil și ineficient, spune directorul Centrului de Sănătate Trușeni, Elena Moisei. Ar fi bine dacă medicul de familie ar fi echipat ca în țările bine dezvoltate. Fiindcă medicul de familie la moment de ce dispune? Dispune, e clar, lucru de analiză, afară de asta o electrocardiogramă, spirografia, radiofotografia plămânilor sau a sistemului osteoarticular. În principiu ar fi de dorit, de exemplu, un aparat ultrasonografic. Când toate țările dezvoltate, când intri la medicul de familie,
se așează, îi vede și ultrasonografic. La noi asta nu e posibil. Asta noi trebuie să trimitem pacientul la investigații în altă instituție care este contractată de centrul sănătate. De asemenea, și salariile mici creează nemulțumiri în rândul medicilor, mai adaugă directorul. Salariul mic la medicii de familie și asistentul medical. Aici, într-adevăr, este. Un medic cu stajul de 30 de ani, 13.000 pe hârtie, 13.000 și jumate. Dintre care prețurile au crescut atât de mult că nu asigură o existență, un trai bun pentru lucrătorii medicali. O asistentă medicală care tot are stajul de muncă, 8.000, asta pe brut, cum se spune. Dar la sfârșit primești 6.000 acolo sau 6.000 jumătate. Potrivit ultimelor date ale Guvernului Republicii Moldova, numărul de spitale publice s-a redus dramatic, de la 364 la începutul anilor 90 la 68 de spitale în 2020. Pepeni verzi moldovenești au apărut deja în vânzare. Roada din acest an este mai bogată, susține Ion Tomacinski, care deține 15 hectare de harbuj în care a investit sute de mii de lei. I-a crescut nu din semințe, ci din răsat, pe care l-a îngrijit în sere, așa că garantează o calitate superioară. Dacă unele soiuri au fost deja scoase pe tarabe, altele mai au puțin până la coacere, relatează Nord News. Is roz, mie mai. Iată. Știu o săptămână undeva și-i copți. Cât l-am tratat cu piatră vântă, e tratat, mai mult nimic absolut. Depinde sortul listei, ele sunt tare rezistente la boli. Ia ca tam-tam. Pepenii verzi au avut toate condițiile necesare să se coacă așa cum se cuvine, susțin producătorii. Dacă luăm la sortul ăsta tam-tam, putem să luăm la 40-50 de tone la hectar. În schimb, la ăștia mai devreni, la Top Gun, 35-30, 25, tragem nădejde, eu știu, nu știu. Anul trecut multă producție s-a dus în Ucraina. Mă, anul ăsta am să vedem. Mai scurt ar să rete timpul. Așa e vorba că se duc și anul ăsta în Ucraina, dar am să vedem. Doar că roada bogată înseamnă și un preț mai mic. Fermierul spune că în acest an mulți colegi de-ai săi au plantat pepeni verzi. N-aș spune că era recolta anul ăsta, e foarte bună recoltă față de anul trecut. Anul trecut cu mult mai rău a fost recolta, în schimb a fost preț mai bun. Dacă toți au văzut că anul trecut a mers și a fost preț, adică tot Moldova au luat și-au pus pepeni verzi. Și am să vedem la ce preț să ajungem. La piața agricolă din Bălți, un kilogram de pepene verde costă de la 10 până la 15 lei. Noi singuri îi producem, îi avem grijă de ei, sunt calitate naturală, nu sunt chimicați. Câte toni sau câte sute de kilograme despre zi? 4-3 toni, așa. Iar la piața centrală găsim harbuși de import care se vând în cantități mai mici. С арбузами хорошо. Вот. Правда, пока еще боятся, потому что они не молдавские, вот. Греческие и турецкие. Первые молдавские они боятся брать, потому что в них большое количество нитратов, как правило. Они стараются их быстрее, ну, быстрее продать и, собственно, добавляют туда больше нитратов. Potrivit reprezentanților Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, limita maximă de nitrați per kilogram pentru pepenii verzi crescuți în câmp deschis este de 60 de miligrame, iar pentru pepenii galbeni de 90 de miligrame. Produsele agroalimentare de import, pepene verde, pepene galben, etc., plasate pe piața autohtonă, sunt însoțite de certificat de inofensivitate. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor efectuează controle planificate în baza ordinilor și controle inopinate în baza sesizărilor și plângerilor. Specialiștii ANSA recomandă să fim precauți când alegem fructele și să le cumpărăm din locuri autorizate.